Ok, salutare lumea, eu sunt Andrei și bine ați venit la un nou daily vlog. De această dată este vineri, știu că am sărit peste o zi pentru că nu a fost nimic interesant ieri, nu am făcut cam absolut nimic așa interesant care ar merita să filmez, dar astăzi o să avem niște workshop-uri destul de interesante, inclusiv paintball, o să avem căutări de comori, deci o să fie cam cea mai interesantă zi, după părerea mea, la chestia asta. Acum o să trebuiască să ne ducem la cursuri, avem 3 ore de cursuri, cum ar veni, și pauze între ele. Este ora 9. Apăsați butonul de like! Fraților, tocmai ce am venit și noi acum de la masă, am mâncat niște clătite, am mâncat multe lucruri super delicioase, avem burta plină și o să mergem să căutăm niște comori în pădure, o să primim o busolă, cred că și o hartă și chiar sunt curios să văd cum o să fie prima dată când o să fac chestia asta, uiteți-l aici pe Noare, se uite și el pe YouTube. Eu schimb aici tema la telefon, dacă se poate vedea. Da, se vede. Aici, am înțeles. Și haideți să vedem cum o să fie. Uite, pe beznă zice care de SLR-ul el. Mamă, dar unde mergem, frate? Am găsit primul punct, ne folosim de busolă, am neajut. Uite și de chestia asta, ia stai să văd câte mai sunt. Am mai ajuns acum la al doilea, mai avem câteva, să ne folosim de busolă asta. E destul de simplu. Da, bravo, și avem pași acolo de copiicică. Am găsit și al treilea checkpoint. Uităm banda. Unde-i banda? Stați aici. Ne uităm. Mamă, cât iarbă e pe aici. Ați văzut banda? Banda. Uite, banda. Uitați banda. Oh. Cât? 240? Ok, 240. Punem acum, poziționăm pe asta. În direcția aia. Pe ăla, cred că e ultimul, nu? Nu. Nu? Ale și încă 190 mai era. De ce? 200? În direcția aia. Încolo. Hai. De acolo am început noi, de lângă de acolo, de la stâlpul ăla. Și acum asta e penultimul checkpoint. Ok, unde n-ai băie? Banda. Bândulița. Uite, cred că e acolo. Cred că e în copacul ăla. Am găsit. E în copacul ăsta? Ia să le uităm. Nu e în copacul ăsta. Ia, e acolo, pe partea cealaltă. A, uite, bandă. Da. Nice. Acum 190. Da. Trebuie să caut, ține și tu camera. 190. 60 pași. 190. 70, 190. Ok, e mai așa. A, ăla e, de acolo, cred că ăla e finalul. Hai încolo. Stâlpul ăla. Cred că e stâlpul, da. Păi am zis, gata, am terminat. Bun, bravo. Nice, Gigi. Și pe Nori și pe ceilalți sau cam au greșit cam puțin așa drumul ei, dar vin și după noi acum. Au cam greșit drumul ei puțin acum la sfârșit. Hai că a venit și Nori, sunt într-un final. Ce ai făcut, mă, Nori? Cum a fost? A fost bine. Acum mergem în traseul de poligon, ceva cu ștafetă. Nu știu dacă o să participăm noi acum. Ia uite ce frumos. Ia uite cu plasă. Nice. Facem o întrecere acum pe traseul ăsta. Am rămas ultimii pe traseu, ia uite am unde cu camera. Haide noi. Hai, 3, 2, 1. Hai, last one. 3. Dacă ne cade camera, ar fi a doua oară. Fuck this game. Op. Uite-l pe Noris, ce fuge, ești nebun. Noris!
pe dedesubt. Fugi, fugi, fugi. Au, au, au. Hai, Lori, hai, Lori. Au, 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 au. A fost un egal pentru că la sfârșit m-am lovit și Nori s-a ajuns după aceea fix după. Așa, Nori, să zi. Așa e, așa e. Oh my god, și acum o să ne ducem, mai facem încă un fel de ștafetă, dar acum e fiecare pe rând, din păcate. Și nu cred că o să mai fac, oricum am făcut traseul ăsta de vreo două ori, nu-i așa, Noare? Exact, și părerea mea că n-a râs, v-am arătat cum e pe aici, deci nu uitați de like! Vă vreau să acum am terminat și noi cu workshop-ul, aici e Maria și Andreea și acum o să ne ducem să mâncăm și după aceea o să facem, cred că noapte albă sau ceva de genul, pentru că este ultima seară în care stăm și noi aici, pentru că mâine plecăm, mâine este sâmbătă și plecăm. Tu stai în gala și eu stau în București și toată lumea de aici stă în galați. Ok. Bă, fratele, acum am terminat și noi de filmat un am alături de Andreea și Maria. Acum ne-am apucat aici de împachetat, bine, mersi. Am cam golit aici, cum să spune, dulapa aici, mare, mare dezordine. Acum am postat niște poze pe Facebook-ul și Instagram-ul Noris aici, că am făcut niște poze nebunii după poze, pentru că îi place cum le editez sau le fac. Acum o să mergem să mâncăm în seara asta, o să fie mare, mare nebunie, pentru că o să fie ultima seară și chiar vreau să fie super, super tare. Sper să fie super tare. Și mâine o să plecăm, din păcate, dar n-avem ce face. Am stat o săptămână, a trecut săptămâna asta foarte rapid, deci foarte rapid. Nu mă așteptam să treacă așa de rapid. Acum ne ducem să mâncăm, Noris aici se uită la comentariile de la postele pe care le-a pus el pe Facebook sau nu știu ce alții. Am primit și noi aici, cică, o pizza. Da, cică, o pizza. Dar cum arată, zici că au pus totul ce aveau în bucătărie pe aici, nebun. Dar unor să-i place, ia uite. Așa mai merge, frate. Scuzați dacă vă fac poftă, dar super bun, frate, pe penele ăsta decât pizza aia. Uitați cât de frumos vedea pus. Acum mergem și noi să facem niște poze, că s-a mai seninat. Acum nu mai e atât de lumină afară și acum mergem să facem și noi niște poze. Închidem aici ca să nu intre muști. Ok, deci acum ne punem să facem și noi aici niște poze. Uitați aici pe bez, nu ai zis cum stai aici lângă copaș acolo în spate. Este apusul super, super tare. Și aici câteva fete să facem niște poze de grup. Ce faci, Noris? Hai să ne punem să facem aici o poză. O să vedeți pe Instagram-ul lui. Bă, fraților, haideți că am terminat și noi acum de făcut poze oficial. Suntem aici alături de noi, care am făcut o grămadă de poze, frate. Și acum o să ne ducem în camere, cred că o să ne ducem la focul de tabără. Ce naiba faceți, mă? Mamă! Cât de tare! Cât de tare! Da, fratele, Andreea și noi acum de făcut niște poze, am intrat în cameră și acum o să ne transferăm toate pozele pe Facebook și Instagram. Dacă vreți să le vedeți pe toate, duceți-vă pe Facebook în descriere și Instagram în descriere. Bă, fratele, cam aici o să închidem noi acest vlog, pentru că acum o să ne ducem la fete jos și presupun că nu prea o să dormim așa de mult, pentru că e ultima seară și venim așa să ne distrăm și noi să facem provocări, să mai facem nu știu ce. Uite, cablul ăsta o să folosim noi acum ca să mutăm lucrurile. Și folosim un adaptor care mi l-a dat ăștia de la Samsung. Am înțeles. Eu am fost Andreea de Noris. Sper că v-a plăcut această zi. Ne vedem mâine cu ultima zi. Ciao!